Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 16 noiembrie 2020. Cum e căsnicia ta? Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Proverbele 18, versetul 22. Dacă ai peste 60 de ani, cu siguranță ai trăit într-o perioadă în care nu ai cunoscut prea multe cupluri divorțate și divorțul era un subiect tabu. Acum copiii și nepoții tăi trăiesc și cresc într-o lume în care căsnicii se destramă în fiecare zi. Dacă ai sub 40 de ani și îți dorești ca relația ta de căsătorie să nu fie în pericol, atunci, 1. Învață să-ți manifesti dragostea. Psihologul William James spunea: năzuința cea mai adâncă a ființei umane este nevoia de apreciere. Am încheiat citatul. Și dacă nu ne simțim apreciați acasă, probabil nu ne vom simți apreciați deloc, întrucât, în general vorbind, lumea nu ne îndeplinește această dorință. Cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru soțul sau soția ta și pentru copiii tăi este să-i apreciezi și să-i iubești. Nu neapărat pentru realizările lor, ci doar pentru că sunt ai tăi. Și un al doilea lucru pe care să-l faci pentru ca să îți păstrezi relația de căsătorie întreagă, acordă atenție. Reverendul Theodore Herzberg, președintele emerit al Universității din Notre Dame, a spus: cel mai important lucru pe care îl poate face un tată pentru copiii săi este să o iubească pe mama lor. Am încheiat citatul. Și a zice, lucrul acesta funcționează în ambele direcții. O căsnicie reușită este o căsnicie care merge din criză în criză și continuă să se întărească. Dedicarea, nu emoția, este ceea ce te ajută să răzbești. Dacă vrei să rămâi căsătorit numai câtă vreme simți că ești îndrăgostit, ar fi bine să renunți înainte de a te căsători. Ca orice lucru valoros, o căsnicie sănătoasă necesită atenție constantă. Și un al treilea lucru pe care să-l faci ca să-ți păstrezi relația de căsătorie: ai grijă de timpul petrecut împreună. Dacă simți că ar fi bine să fii la serviciu când ești cu familia și viceversa, ceva e greșit. Organizează o întrunire de familie și stabiliți cât timp trebuie să petreceți împreună. Dacă faci ca acest timp să fie o prioritate și îl protejezi, căsnicia ta va înflori.